Ca să zic așa. Sau invers, te pregătești și te perfecționezi în tabără ca să vii acasă să fii... Să fiu pregătit, cum să fac față. E greu, nu e greu? E greu. E greu. E greu, dar e frumos. A, bine, normal. E frumos, da, ce să zic. Copiii cresc, noi facem cearcăne, e perfect. Trei? Da, se întâmplă, suntem într-o perioadă în care ne învârtim în jurul numărului trei. Trei copilași, cea mică are trei luni, nu? Da. Cam așa suntem acum în perioada. Trei serii în tabără, da. Ce trei. Trei serii în tabără. Da. Ia uite. Foarte tare. Bă, nu ai cearcănele îndeajuns de mari, da? Pentru trei. Îndeajuns de mari. Nu sunt îndeajuns. Cât ar fi putut fi... Se poate și mai greu, ținând cont că pe primii doi am crescut singuri, abia acum avem ajutor de la bunii, mulțumim din suflet că ne ajută să putem să ne descurcăm, pentru că e greu și cu școala online și cu toată distracția, dar e frumos. Este încă și o enigmă, și anume numele. Nu vrei să-l faci public? Nu, până nu facem botezul. Am eu o dileală asta mea. Da, foarte bine, domnule. Da, fiecare cu dileala lui. A, uite, asta e fi vrăzut pe care l-am văzut astăzi. Dar botezul, cum? Am văzut astăzi știri că încearcă săracii oameni din Horeca să măcar saloanele botezul de evenimente... în costum de scafandru. Da. Și cu un cuțit, cu un cuțit de vânătoare, mă, da. Acolo, la preul, la zămân, bagi cu capul. Nu încercau, apropo de petrecerea de după, că na, botezul se poate face cercă strâns la o bisericuță, la o biserică, mă rog. Dar botezul se poate face și fără petrecerea de după. Asta zic, faci cu... Nu, fără petrecerea. Fără petrecerea de după. Nu. Noi tot timpul am mers așa la o profaia, nu ne dorim... Cine știe ce, nu mai modești așa, nu vrei. Mai degrabă, da, nu ține neapărat de opulență sau de modestie, de amintiri, știi, mai faci o poză cu prieteni. Chiar n-ai amintiri? Nu, din momentul ăla, știi. Da, care? Primele amintirile sunt prima oră, că după aia toată lumea... Până vin invitații, după aia... După aia ce amintiri sunt? Gen să faci story-uri pe Instagram, uite-l pe ăla. E adevărat. Și nici nu mergeți mai fast pe Instagram, că vine miliția peste tine. Unde v-a strâns? Ai văzut unde au dus amintirile. Da. Ia nu mai creați voi amintiri ca să nu vină jandarmerie. Că se pun la dosar amintirile alea. Am înțeles. Deci va fi pe... Asta am înțeles din ce am vorbit până acum. Va fi petrecere, dar nu vă spunem unde. Rețineți că nu va fi. Nu va rețineți fi. Că nu va fi, dar de fapt, el le are la spate. Dar nu mai e. Dar nu le vezi. Mă rog, încearcă. Poate cine știe și reușesc și din Horeca, încearcă măcar la nivel de, asta vedeam la știri, la nivel de evenimente private măcar, nunți, botezuri, să asigure și un cor de triaj. Asta mi s-a părut o nebunie. Știi? Un cor de triaj, adică să ajungi acolo și să demonstrezi că ai bine. Poate vaccin. Păi la noi la filmare cum se întâmplă? Test. Da, asta zic. Bă, de ce n-au testele făcut așa și până acum? Puse... Da, bă, că nici acum nu se poate. Te duci la restaurant cu un test COVID de 24-48 de ore, poftim. Poate vrea cineva. De repet, se face ai acolo, niște momente unice în viață. Eu dădeam atunci exemplu când mă enervați, nu mă mai enervează nimic. Împliniseră ai mei 50 de ani de căsnicie. Mulți înainte. Să rămână, mersi, îți dai seama. Cu ce mai aveai, 80 ceva, dar unde să... Am zis să poate punctam undeva la un restaurant. Ne duceam cu teste COVID, uite mă, să strângem cât se mai poate, că... Da. Na. Nu vezi că au totuși ieșit... Totuși enunta de aur. Nu s-a putut. Că nu. Au ieșit guvernanții și au spus că s-a crescut indicele din cauza schiorilor, dar au închis teatrele. De la schi s-au dus direct pe teatru. Nu mai aveau frână, mă, schiurile. Dacă a schiat pe scenă, asta e. Intrau până în sala de teatru, n-ai pomenit așa ceva. E o situație delicată, vă dați seama că pentru toată lumea nu știi cum să gestionezi. Da, e și o situație delicată, e și manageriată prost. Sau de partea asta altă, sfârșit. Există și exemple mai rele în alte state unde s-a văzut. Să știi că noi, din punctul ăsta de vedere, suntem răsfățați. Asta mă omoară enorm, chestia asta. Lasă-mă că Germania e mai nasol decât la noi. Bă, e mai nasol, crede-mă. Da, și pentru ce Horeca e mai nasol. Adică nu e mai nasol. Dar Germania are ajutoarele pentru, zic, nu, de 10 ori mai mari decât Horeca avem este noi. Ajutată de către guvern, dar pentru clienți e mai nasol. Să nu cu cineva care stă la Milano, persoană importantă, cred, adică, bă, știi toată lumea pe Adelina Chivu, care zicea, bă, n-am mai ieșit, numai, totul este închis de la 6 seara, nu mai știm ce înseamnă o ieșire seara la restaurant. Wow. Ei, da, da. Cred că cu ea vorbeam, că am mai multe prieteni. Ajutoarele sunt exponențial mai mari. Hai că mai avem puțin. Filmările la Nextar începem de luni.
Încep de luni. De luni, mă bucur foarte tare. Dar nu rămăseseră cumva din urmă niște filmări? Ba da, am filmat 5 ediții sau 6 și rămăsesem cu sezonul neîncheiat. Exact. Și acum, uite, deci se continuă sezonul care a început cu o singură ediție, s-a difuzat. Da, s-a difuzat o singură ediție și abia aștept să mă reîntâlnesc cu Loredana, cu Dorian Popa, cu Dan cel mai negru. Exact. Da, e totuși revenirea lui Dan după mult timp de absență. Pe pandemie, un an pe Antena 1, da. El, în momentul în care s-a blocat Nextarul, n-a mai avut altă. Bine, a mai apărut undeva, nu știu. La Revelion. Așa. Nu, și după. Și la alt post TV. Da. A, da, e adevărat. Da, care el a pus 40 de întrebări. A pus el 40 de întrebări. Baftă multă cu toate proiectele. Mulțumim. Doamne, ajută mai o dată în 10 secunde când mai avem perioada cu tabăra. 11 iulie 31. Iulie, să intre pe site www.ligaexploratorilor.ro www. Și vă uitați și la Iumor fiecare miercuri, pentru că ne-am mutat miercuri. E adevărat. Which is great. Vă merge bine. Vă merge bine. Și miercurea. Păi și mulțumesc tare mult de invitație. Și la mulți ani, că nu ne-am văzut pe anul ăsta. Bravo, da. Poate ne vedem la anul, cine știe. Doamne ferește.